În primul rând, bine ați venit la prima conferință de presă a filialei Partidului Forța Civică din Pașcani. Am început acest drum și la Pașcani, odată cu începerea lui în toată țara. Un partid nou, un partid cu alte valori, un partid condus de un om de a cărui personalitate ne legăm tot speranța pentru un viitor mai bun. De aceea astăzi ne-am chemat aici alături de noi pe domnul președinte al Partidului Forța Civică pe Iași, și anume domnul Dragomir Tomașeschi, fostul prefect de Iași, și pe doamna Romaniuc, candidata Alianței România Dreaptă pentru Colegiul 5 Pașcani. Domnul Dragomir? Mulțumesc, Andrei.